Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit. Am zis să încep un nou vlog. E destul de aglomerat, așa că am timp, stând la semafor, să vorbesc cu voi. O să mă duc întâi la sală, după care vreau să intru până la Sinsay, după care vreau să intru la Gerovital. Am niște ambalaje goale și vreau să le duc la reciclat și să văd ce produs au la patru ambalaje goale primești un produs gratuit la Gerovital, așa că sunt curioasă ce produs au în oferta curentă. Și o să și mănânc în Park Lay, că n-am mâncat decât un pic de tot de dimineață, niște covrigei, și mi-e foame deja. Cred că imediat după sală o să caut ceva de mâncare. Am primit, dar n-am dezboxat, este acasă un colețel și o să-l desfacem împreună după ce mă întorc. Știu că sunteți curioși și na, trebuie să mă ocup de chestia asta. Iar mâine urmează să merg la Romexpo, unde este un eveniment, cred că este un eveniment mai mare, însă eu am fost invitată de cei de la Viorica. O să ne vedem și cu fetele și vă luăm cu noi. Deocamdată, nu știu, mă duc la sală și o să vă mai filmez câte puțin pe aici, pe acolo, și ne auzim mai târziu. Destul de liber la sală. Am aruncat un ochi și la Meli Melo, foarte frumoase decorurile la ei, dar merg la Gerovital să predau ambalajele goale. După care mă duc să caut din nou magazinul Sinsay. Am uitat unde este din nou. Vreau să văd niște produse care mi-au făcut cu ochiul pe site și am venit și în magazin să le văd fizic, ca să mă hotărăsc dacă îmi plac. Acest sacou arăta mult mai bine pe site decât arată el de fapt, sau mă rog, decât se simte la pipăit. Materialul este foarte sintetic, dar poate vă place imprimeul. Au venit în sfârșit culorile de toamnă și prin magazine. Plovărul acela foarte interesant, poșețica asta iarăși are un design drăguț, doar că, sincer, pe mine nu mă tentează aceste culori, momentan cel puțin. Plovăraș din ăsta am cumpărat de anul trecut de la Waikiki, aproape identic, și vestuța asta foarte interesantă. Dar haideți să mâncăm, a venit și Eva, avea și ea treabă în Park Lake și era în zonă, așa că mergem niciunde altundeva decât la Mac să testăm noile sandvișuri, pentru că au niște noutăți și dacă tot suntem împreună, share-uim și o prăjiturică de la Mac Cafe. Să știți că era mai bună o prăjiturică de la Nedelia. Au cremele mai fine decât cele de la Mac. Ăsta e dublu fish Mac-ul. Niște cheesy bites cu hrib, cu ciuperci ceva, și crispy ăștia de pui, care chiar au pui și sunt destul de buni. Avem și câteva cumpărături, pentru că am intrat și la Carrefour. N-au fost chiar atât. Oh, am crezut că 64 de lei, au fost 164 de lei, destul de scump. Avem așa, hârtie igienică, asta a fost cam 12 lei. Am luat chiflele astea 8,50 lei, chifle, mă rog, pita, Greek style, foarte bune, le congelez, le scot și le bag la fryer și sunt gata imediat. Și a luat Eva o apă de gură Listerine și un demachiant din ăsta de la Nivea Micellar Expert, mă rog, demachiant, waterproof makeup remover, pot să spun și demachiant micelar. Avem un lapte, ăsta a fost cel mai ieftin, 5 lei și ceva, nu am mai luat de mult așa un lapte ieftin. Un mușchi file, mai avem așa, cașcaval pane, ăsta a fost cam 10 lei. La aproximativ 8 lei avem pateuri din astea, mini rulouri cu vanilie, cu cremă de vanilie, și mini rulouri cu brânză dulce și stafide, două cottage cheese, un ăsta de icre, un almete de la mare, un gyros chicken de la Frosta, un compot de piersici
și un suc de stajwebs. 164 de lei. Gata, sunt înapoi acasă. Am mâncat la Mac. Văzusem un afiș cu dublu fish Mac. Îmi plac sandvișurile cu pește de la Mac. În general, când mănânc acolo, mi-au doar sandvișul. Și am zis să-l încerc și pe ăsta dublu, dar n-a fost cea mai bună idee și de fiecare dată în ultimii câțiva ani, când apare câte o chestie așa, wow, nu mă încântă. A venit și Kittyshore, care este supărată și nu prea mănâncă în ultima vreme și cred că o să ne iubim un pic, că nu s-a simțit bine săptămâna aceasta, din păcate. A venit, n-a mâncat și a plecat. Mâine o să mergem și la doctor. Sperăm că totul o să fie ok, dar hai să vă povestesc în continuare despre treaba cu Mac-ul. Evei nu i-a plăcut ce și-a luat. Nu mai știu ce s-a luat. Era dublu cheeseburger sau ceva, care nu era nimic spectaculos. Iar fish Mac-ul pe care mi l-am luat eu avea suficient de mult pește, dar avea dublu pește, dar la fel de puțin sau de mult sos. Ceea ce n-a fost prea strălucit, mi-ar fi plăcut să aibă și dublu sos, dar asta e, ne era foame și am mâncat. A venit și ea de pe drumuri și am lăsat-o acolo, că mai avea de schimbat ceva pe la New Yorker, n-am înțeles exact ce, un hanorac ceva, și eu am venit repede acasă, că mai aveam de răspuns la mail-uri. Hai să vă arăt și produsul pe care l-am primit de la Farmec. Este o cremă nutritivă soft cu ulei de argan, vitamina A și minerale esențiale. Îngrijire mâini, față și corp, absorpție rapidă în piele. Am crezut că este doar pentru mâini inițial, dar nu, este pentru mâini, față și corp. Foarte interesantă, o să o desfac. Asta probabil o să ajungă la mama mea, care are un ten total nepretențios și practic îi se potrivesc orice creme. Avem asistentă aici. Hai să vedem. O să încerc pe mână. Mai avem un sigiliu sau nu l-am desfăcut eu bine pe acela. Avem un plasticuț aici, care nu s-a... N-am făcut eu. E mai mole decât m-aș fi așteptat. Arată... Bine că sunt eu deșteaptă. Are și capac din asta așa, dar m-am prins mai târziu. Mirosul e interesant. Mi-ar plăcea totuși, cred că o să o primesc. Nici nu știu dacă o să o păstrez pentru mâini. Eu folosesc foarte multă cremă pentru mâini, pe mâini, pentru că mi se usucă foarte tare. Foarte bine hidratează. Foarte bine. O să o întreb pe mama dacă o vrea pentru ea, pentru față, sau dacă nu, o să o păstrez pentru mine, pentru mâini. 150 de ml. Nu știu cât ar costa, în mod normal, crema asta, dar, sincer, mi se pare cel mai mișto produs pe care l-am primit în schimbul celor 4 ambalaje de în ultimii vreo 2 ani, de când merg și restitui ambalajele cu această campanie. Am mai primit, am primit și un produs After Sun, au produse foarte mișto la această campanie, așa că dacă aveți pe acasă produse Gerovital sau Farmec, inclusiv produse de curățenie de la Nufăr, eu am avut un deodorant, 2 din alea soluții antipete de la Nufăr și o ștampilă mai veche și am primit cremuța asta, mi se pare super deal. Și că tot am fost acolo, se lansase o gamă nouă, must have, și am primit și eu niște testere din sorbet crema booster hidratare. Este foarte tare, cu 2% niacinamidă și 0,3% acid hialuronic. Mi s-a părut interesantă gama asta, mi-a povestit domnișoara de acolo, de la casă, puțin despre ele. Au și acizi, cred, și o de-asta de exfoliere, o loțiune sau ceva de exfoliere. O să caut pe net și poate îmi și comand ceva, că n-am mai făcut de mult, cred că de vara trecută n-am mai comandat ceva de la Gerovital și poate ar fi cazul, dar întâi și întâi o să le încerc pe acestea.
Niacinamidele sunt de fapt niște vitamine B, un complex de vitamine B care ajută foarte mult la hidratarea denului. Eu le am în stare pură, pudră, concentrată și obișnuiesc să adaug uzual în loțiunile mele de față, de exemplu. M-am dus să vă și aduc, am multe asemenea pliculețe. Urea, de exemplu, este super mega hidratantă și o adaug în produse. Alantoina cicatrizează foarte bine, ajută la cicatrizarea rănilor și am și această pudră de cafeină care este puternic antioxidantă și stimulează secreția de colagen. Să știți că îmi folosesc cafeină atât pentru față cât și pentru păr, că ajută la regenerarea părului. Dar să revenim la niacinamidele acestea și să vă citesc un pic. Este benefică pentru o piele problematică în caz de acne, exces de sebum, roșață, inflamații. Întărește bariera naturală de protecție a pielii, îmbunătățește aspectul, hidratarea și tonusul pielii, ceea ce mă face să cred că loțiunea asta de la Gerovital o să-mi placă și o să mi se potrivească. Și oricum, cred că o să păstrez asta pe aici ca să mă duc să-mi pun în tonerul pe care l-am la baie. Am adăugat și hialuron, dar uitasem de niacinamidele astea, nu mai am așa de mult în pliculeț. Mai e cam un sfert din cât a fost. Și un plic de ăsta, nu știu, e 6-7 lei. Îl găsesc pe la Bebetei. Niacinamide de la Mayam. Așa arată el. Și hai să vă mai zic de două produse, că l-am adus aici pe dumnealui, fondul de ten de la Pharmacy, pe care l-am dezboxat acum mai bine de o lună, dar mi-am ales nuanța Porcelain 02. Nuanța mea uzuală este Ivory, dar am zis să o iau pe asta, mi s-a părut un subton mai cald, Ivory mi s-a părut foarte rece atunci, așa ar arăta nuanța. Bine, el este cu pompiță, dar am scos doar ca să-l vedeți. L-am folosit deja de două ori, până acum nu l-am folosit pentru că am fost bronzată și era un pic prea deschis și mai aveam un restuț din CC cream-ul meu de la La Roche-Posay pe care vi l-am tot arătat. Asta are un factor de un grad de acoperire destul de mare, chiar ridicat, rezistă bine, nu oxidează pe tenul meu, îmi place și o să o mai folosesc, adică acum că tot mi s-a dus bronzul, o să o tot folosesc și da, sunt foarte mulțumită de ea. Ar trebui să fac un clip de la cu Get Ready With Me, dar nu știu când o să reușesc acest lucru. Am intrat și pe la Pepco, o să văd dacă au adus dovleci și chestii de toamnă și n-au adus, dar am găsit treaba asta. Treaba asta este pentru a mă spăla pe spate și așa, și așa, pentru că mă mănâncă spinarea. Nu mă mănâncă nimic, stați liniștiți că nu iau bătaie. Păi ce, eu stau așa când e una alta. A costat 6,50 lei și abia aștept să o testez. Am o altă treabă, de-aia care se așa de pe la jumbo. Voiam și una așa, așa că mi-am luat-o. Și să vă mai arăt o carte, dacă tot e să vă arăt chestii, Osho, Meditații pentru oamenii ocupați. Asta cred că de pe Elefant am comandat-o acum, prin primăvară, cred că înainte de Paște. Am citit un pic înainte de Paște, după care a început o perioadă aglomerată și a rămas la baie. Acum este tot la baie, dar citesc că era o carte, Lecturi de Budoar. Nu mai știu cine a scris-o, una mai profundă, așa, era de psihologie. O să caut pe net să văd, să vă las în descriere link despre ea sau o să vă povestesc despre ea altă dată. Doar aici am ajuns, spre rușinea mea, nu am timp să citesc. Deși mi-aș dori foarte tare, dar să știți că este ușoară, lejeră, nu trebuie să te concentrezi foarte tare, e ușor de citit. Strategia antistres pentru cei care nu au timp să mediteze, aia sunt eu. Și hai să vă citesc un pic postfața, pentru că nu cred că am făcut-o atunci. Învățăturile lui Osho, unul dintre cei mai cunoscuți lideri spirituali ai secolului 20, răstoarnă tiparele clasice de gândire, provocând să ne punem în permanență sub semnul întrebării certitudinile și să devenim mai conștienți de noi înșine. Cărțile lui abordează cele mai importante probleme pe care le pun oamenii interesați de știința transformării de sine
și de o spiritualitate adaptată la provocările cotidiene ale vieții contemporane. A fi perfecționist înseamnă a fi numai bun de fotolul psihiatric. A fi perfecționist înseamnă a fi nevrotic. Viața este frumoasă cu toate imperfecțiunile ei. Nimeni nu este perfect. Perfecțiunea este moartea. Perfecțiunea nu mai lasă loc de dezvoltare. Perfecțiunea înseamnă că totul este terminat. Imperfecțiunea, în schimb, conține posibilitatea de a evolua. Ea aduce bucuria noului, a extazului, a aventurii. Imperfecțiunea înseamnă viață și continuitatea ei. Foarte frumoase ideile acestea, foarte interesante gândurile... gândurile înșirate aici și ăsta e semnul meu de carte. Nu știu dacă vă mai amintiți că în perioada aceea am primit cadoul acela de la Eva și aici nici nu mai știu, o să mă uit la clip pentru că nu știu la ce era atașat bilețelul ăsta, nu vei ghici niciodată, dar cât mister se ascunde în această carte, meditații pentru oameni ocupați, nu vei ghici niciodată. Am ajuns la pagina 70 din 154 și mi-am propus ca până la sfârșitul lunii septembrie să reușesc să o termin, că nu e așa de lungă și nu e așa de greu de citit, doar că e așa de greu să-mi găsesc o jumătate de oră, o oră, să las totul deoparte și să nu fac nimic și să stau liniștită și să citesc. Jesus, nici nu vă imaginați. Scrieți-mi și mie în comentarii cum reușiți voi să vă rupeți bucățica aia de timp pentru voi. Sper că o faceți și dacă nu o faceți, vă recomand să citiți această carte pentru că cam asta ne îndeamnă cartea, să ne regăsim, să ne căutăm și să cel puțin să ne găsim timp pentru a ne descoperi sau redescoperi. Gata, am vorbit o grămadă, nici nu știu cât am vorbit. Cam ăsta a fost vlogul. Mâine cred că o să încep altul pentru că nu știu dacă are rost să le amestec așa unul după altul două zile la rând. Vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat. Sper că ați găsit totuși și niște lucruri interesante într-o zi atât de banală și de... n-am făcut nimic așa super wow. Sper că v-au plăcut filmările de la Sensei și... nu uitați să vă abonați pentru că avem vlog, mergem la Romexpo, la expoziția, este o expoziție de beauty, hair and face, ceva. Vine și Diana, vine și Denisa, vine și Ralu de la One Girl from Bucharest și mai vin câteva fete drăguțe și interesante. Vin două georgiane și mai vin, o să fim o gașcă mișto de fete. Dar în primul și în primul rând trebuie să trecem bine hopul cu Kitty de dimineață la doctor. Vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem mâine! Pa!